Bună dimineața! Câți ani ai? Am 16 ani. Gata, mulțumim, te pupăm! Aiana, o găsiți pe Aiana oficial. Piesa asta e făcută de Irina? Da, piesa asta este făcută de Irina. Toată? Toată. Și de unde ai știut că o să ți se potrivească? Irina e cu piese din astea super deep, grele. Ideea este că în viața de zi cu zi eu sunt o persoană foarte sensibilă, deși nu se vede pentru că mereu sunt zurlie și împrăști bucurie. Ok. Sunt o persoană sensibilă și când am auzit prima oară piesa asta am zis, asta este. Am înțeles. Mi-a plăcut foarte mult mesajul piesei și faptul că zice exact ce nu poate fi zis. Okay. Ce era în capul meu și nu puteam să scriu pe foaie în momentul respectiv. Perfect, așa mi se întâmpla și mie la teză, la mate. Știam că e ceva în capul meu, dar nu puteam să scriu pe foaie. Dacă era Irina Rimeș în spatele meu să-mi scrie. Mulțumim, să ne vedem cu bine, succes în ce faci. Mulțumesc foarte mult. Mi-a adus aminte din mai multe puncte de vedere. Exact așa sunt și eu. Zurlie și împart doar veselie.